Bun găsit, dragi prieteni ai revistei Psihologii. Suntem în căutarea stării de bine și astăzi vom discuta despre depresie, pe care, din păcate, o întâlnim din ce în ce mai des și ajunge să fie în casele absolut oricui. Nu contează dacă ai studii superioare, dacă nu ai studii superioare, dacă ești părinte, nu ești părinte. Putem să întâlnim la absolut oricine și astăzi o am alături de noi pe doamna doctor psihoterapeut Cristina. A. Nicio Asta problemă. te-am botezat. Este ok. Gina Chiriac. Da? Și astăzi o am alături de noi pe doamna doctor psihoterapeut Gina Chiriac. Îți mulțumesc frumos că ai venit astăzi alături de noi. Cu mare drag și mulțumesc pentru această oportunitate. Aș vrea să te întreb care sunt formele pe care le întâlnim legate de depresie? Că noi avem așa, folosim cuvântul acesta destul de des, sunt depresivă astăzi. Care e de fapt explicația din spate a depresiei și ce forme îmbracă ea? Pentru că știu că are diferite forme de gravitate sau forme mai ușoare. Mi-ar plăcea să încep prin a le spune celor care sunt împreună cu noi astăzi că ar fi bine să înțeleagă că depresia nu apare din vina lor și că depresia, până la urmă, înseamnă o modificare biochimică a funcționalității creierului lor. Așadar, iată că ar fi bine să scăpăm pentru prima oară de acest simptom, de această etichetă că suntem vinovați pentru faptul că suntem depresivi. Foarte ușor noi ne punem etichete și ar fi foarte frumos să înțelegem că atunci când avem o boală, fie că e vorba despre depresie sau anxietate, lucrul acesta nu se întâmplă pentru că alegem, ci pentru că s-a modificat biochimia din creierul nostru. Mintea înseamnă creierul în acțiune. Și pentru că noi percepem diferit realitatea, este posibil ca la un moment dat, practic, să ne modificăm percepția din cauza stărilor emoționale din corp. Și atunci, dintr-o dată, ne trezim cu o anumită stare care ușor-ușor se instalează și devine o stare personală. Dar ea nu este starea aceea de echilibru și normalitate. În momentul în care apare tristețea, de exemplu, sau o disfuncție a somnului, sau o lipsă de apetit, sau o lipsă a energiei de a trăi, atunci este bine să ne întrebăm dacă nu cumva a apărut și s-a instalat această depresie. Cam în felul acesta ar trebui noi să ne asigurăm că nu suntem în această categorie a persoanelor care au un comportament depresiv. Pentru că mi-ar plăcea, Simona, să facem o distinție între un comportament depresiv și o depresie generalizată. Și atunci ar fi bine să începem cu această stare de conștientizare. Așadar, senzațiile de tristețe, momentul în care pare că simțim neputința, lipsa de speranță, lipsa de valoare, apar în momentul în care există un dezechilibru la nivelul creierului nostru și când la nivelul creierului nostru conexiunile neuronale din anumite zone ale creierului nu funcționează. Vestea bună este că acum cercetătorii de la NASA și de la universități din America au descoperit un procedeu care ține de diagnosticarea aceasta imagistică, electroencefalograme, cum ar veni, pe care le-au adaptat și în felul acesta pot să diagnosticheze depresia prin ceea ce se cheamă un EEG sau un brain map. Și iată că de câteva luni și la noi în țară este posibil acest lucru în centre specifice de cercetare. Deci iată că dintr-o dată, dacă facem această investigație medicală, putem să ne dăm seama dacă suferim de depresie sau nu. Cred că cel mai important lucru pe care ar fi bine să-l învățăm din acest spațiu comun pe care îl construim astăzi este faptul să ne
conștientizăm stările emoționale, chiar în momentul în care ne trezim dimineața. Pentru că mi-ar plăcea ca discuția asta să aibă și o parte foarte practică. Deci dacă te întreb, astăzi simt că nu am așa mult chef de viață, oare acum un an pe vremea asta sau acum 5 ani eram în aceeași stare? Și în felul acesta cumva te privești din afară. În momentul în care realizezi că nu mai ai poftă de viață, că nu mai ai chef să faci anumite lucruri, că nivelul energiei tale vitale, psihice, a scăzut, atunci este bine să te gândești dacă iei în calcul acest dezechilibru biochimic pentru care, repet, nu suntem noi vinovați. Deci acest dezechilibru apare și în depresia generalizată și în cazul în care sunt doar anumite stări temporare. Și cum putem să facem diferența între cele două? În primul rând avem nevoie să conștientizăm că s-a întâmplat ceva cu noi, pentru că tendința noastră este să trăim într-o stare de dezechilibru emoțional și să nu mai conștientizăm, să credem că așa este normal. Însă în momentul în care conștientizăm, de exemplu, că somnul nostru nu mai are calitatea care trebuie, că suntem în permanență obosiți, că apare o scădere a libidoului, de exemplu, în relațiile noastre de cuplu, când avem o capacitate redusă de concentrare, când avem tendința să vedem lucrurile negativ sau să realizăm că, iată, nu mai există soluții sau că intrăm din punct de vedere al psihologiei personalității în starea de victimă, atunci ar fi bine să ne întrebăm dacă nu cumva apar aceste caracteristici ale comportamentului depresiv. Evident că atâta timp cât continuăm să fim stresați, continuăm să persistăm în această stare de victimă în care continuăm să avem această ruminație mentală în care spunem, iată, nu sunt fericit, nu, nimic nu merge cum trebuie, se construiesc ceea ce se cheamă programe subconștiente pe care creierul nostru le înmagazinează, construiește anumite circuite neuronale specifice și aceste programe subconștiente pe care cercetătorii le-au descoperit recent și au realizat că, de fapt, 95% din ceea ce nu știm ne conduce, de fapt, viața. Așadar, iată că avem această șansă, punându-ne această întrebare extrem de simplă. Oare cum sunt eu astăzi în comparație cu anul trecut sau cu acum 5 ani sau cu momentul cel mai interesant sau cel mai amplu de bucurie pe care l-am trăit odată? Și în felul acesta conștientizăm dacă s-a schimbat ceva. Apoi, dacă persistăm, normal că ajungem la ceea ce se cheamă o depresie generalizată. Cam cât ar trebui să persiste ca să putem să o considerăm o depresie generalizată? Foarte bine. Mulțumesc pentru întrebare. În general, dacă de cel puțin 2 săptămâni avem aceste comportamente în care observăm că există probleme de concentrare, de încetinire a gândirii sau mișcărilor, că ne pierdem apetitul sau că mâncăm excesiv sau apar dureri de cap inexplicabile sau, în general, apare o lipsă de energie, după 2 săptămâni de astfel de simptome, deja putem să înțelegem că apar comportamentele depresive. Și atunci e posibil să ne întrebăm, oare ce anume din trecutul meu sau ce anume s-a întâmplat în viața mea de am ajuns să gândesc în felul acesta? Sau corpul meu trăiește astfel de stări? Și atunci e important să ne gândim, poate a avut loc o schimbare majoră în viață sau poate că au existat îngrijorări, pentru că trecem cu toții printr-o perioadă destul de dificilă din punct de vedere social și global. Nu este că planeta trece prin cele mai roz stări ale sale. Deci, iată că toate aceste lucruri este imposibil să nu ne afecteze cumva starea emoțională. Spuneai, ai enumerat câteva simptome. Așa, dacă stau să mă gândesc la oamenii cu care eu lucrez în
traininguri, cât și în psihoterapie. O parte dintre ele le regăsesc la aproape toți oamenii și mă întreb dacă e nevoie să fie toate cumulate sau două, trei dintre ele, pentru că problemele cu somnul, chiar la un moment dat am făcut un studiu și marea majoritate a românilor au probleme cu somnul, nu dorm atât cât ar trebui. Mai toată lumea în perioada asta se simte foarte obosită, foarte stresată, nu mai au puterea de a se concentra, de libido nici nu mai vorbesc. Se înțeleg că trăim niște vremuri depresive generalizate. Deci, întrebarea mea este, e nevoie să avem cât mai multe dintre simptomele pe care tu le-ai menționat ca să putem să vorbim despre depresia generalizată sau este suficient să avem unul sau două simptome? E foarte important să înțelegem cum putem face diferența între momente în care energia noastră vitală este scăzută și momentele în care această stare a devenit cumva persistentă. Cu noi, cu toții, fiecare dintre noi avem anumite gânduri. Gândurile acestea, cum spuneam, reprezintă creierul în acțiune. Deci mintea noastră, practic, se compune din totalitatea gândurilor care trec prin creierul nostru. Aceste gânduri creează reacții chimice în organism. Aceste reacții chimice sunt, de fapt, emoțiile pe care noi le simțim. Acum, dacă noi înțelegem că gândurile noastre produc stările emoționale pe care le avem, atunci putem să conștientizăm cum gândim. Ei, în momentul în care ne surprindem că avem mai multe gânduri negative decât în mod normal, acesta este cel mai bun semn pentru care ar trebui să ne întrebăm dacă nu cumva intrăm într-o stare depresivă. Una este, de exemplu, să ai un gând negativ, să îl gestionezi și în câteva minute sau poate o jumătate de oră să revii. Cu alte cuvinte, să treacă starea aceea de cortizol și tu să corpul să-ți metabolizeze această substanță și tu să revii la starea normală. Însă, dacă pe parcursul zilei te surprinzi de mai multe ori căzând în această stare, este normal că trebuie să întrebi dacă este în regulă cu tine. Deci, cu alte cuvinte, distanța în timp pe care se manifestă aceste simptome și apoi frecvența lor este cea care ne face să conștientizăm dacă intrăm în comportamentele depresive, apoi permanența acestora ne determină să ne punem întrebări dacă nu cumva s-a întâmplat ceva, o perturbare biochimică la nivelul creierului atât de mare încât să aibă cauze biologice, adică să ne modifice biochimia și noi să fim sub influența hormonilor de stres, deci apoi să ne modifice personalitatea și să devenim dintr-o persoană echilibrată, să ne transformăm într-o personalitate fragilă și care merge către starea de victimă și apoi să ne gândim dacă mediul în care trăim, mediul social sau evenimentele negative nu ne influențează atât de mult încât, iată, a devenit un mod de viață pe care noi nu-l conștientizăm. Iar starea aceasta de lipsă de energie psihică, asta este cea mai cum să spun eu, este indicatorul cel mai bun pentru o depresie. În momentul în care nu mai ai energie, nu mai ai ceea ce se cheamă poftă de viață, când nu mai te trezești cu acea exuberanță, nu mai găsești bucurie în a face lucruri, atunci trebuie să spui întrebarea: oare eu sunt în regulă? Pentru că, iată, da, trăim vremuri extraordinar de grele, însă avem resurse, există mici stări în care putem să amplificăm bucuria, nu neapărat să ne bucurăm. Aseară am fost cu fiica mea, de exemplu, și ne-am luat un ecler cu cremă de piersici. Asta este o bucurie extraordinară, cred, pentru orice femeie, nu știu, bărbații, dar pentru noi femeile asta ne produc ce endorfine foarte multe. Ei, în momentul în care stăteam în mașină, că n-am mai așteptat să ajungem acasă și mâncam acele ecler cu mare bucurie și simțeam gustul de piersici, mi-am dat seama că este o stare extraordinară de plăcere. O plimbare în parc, apoi eu știu să
observi culorile naturii. Dacă toate lucrurile astea, de exemplu, nu se mai întâmplă în modul natural și firesc, atunci ar fi cazul să te întreb dacă totul este în regulă la nivelul biochimiei creierului tău, în primul rând. Ne povesteai ceva despre faptul că există anumite clinici care pot să măsoare aceste dereglări din punct de vedere biochimic. Spune-ne mai multe lucruri despre acest lucru, dacă... Sigur că da și mulțumesc frumos pentru posibilitate. Acum există posibilitatea să avem ceea ce se cheamă un brain map. Un brain map este un electroencefalogram a creierului prin care analizăm și observăm activitatea electrică a creierului și pe baza datelor pe care noi le observăm, putem să construim ceea ce se cheamă o terapie de neurofeedback. În momentul în care facem un brain map, putem să ne dăm seama, dincolo de senzațiile pe care uneori le conștientizăm, alteori nu le conștientizăm, că există un dezechilibru la nivelul activității undelor cerebrale ale creierului. Vestea bună este că acest dezechilibru se poate vedea acum în aceste analize, deoarece vedem creierul în acțiune chiar în momentul măsurării, și asta mie mi se pare remarcabil din punctul de vedere al nostru, al psihoterapeuților, pentru că, dintr-o dată, eu am posibilitatea să măsor clientul la începutul tratamentului psihoterapeutic și apoi să-l măsor după ce fac tratamentul psihoterapeutic și să observ dacă conexiunile neuronale s-au stabilizat. Și asta mie mi se pare extraordinar de bine din punctul nostru de vedere, că avem acest reper foarte, foarte clar, pentru că putem să măsurăm creierul și funcțiile lui. Ei, în momentul în care se observă acest dezechilibru, pentru că noi măsurăm undele cerebrale ale creierului, putem apoi să construim un protocol prin care activăm fix aceste zone cerebrale. Ei, imaginează-ți, Simona, cât de departe a ajuns știința în zilele noastre, încât în munca noastră de psihoterapeuți suntem ajutați de neuroștiință și putem produce modificări epigenetice, chiar la nivel de ADN celular, și asta este fantastic că se întâmplă și la noi în țară acum. Prin această terapie de neurofeedback, ce facem noi? Ajutăm creierul să-și reîntărească tiparele cerebrale sănătoase și ajutăm creierul să creeze tipare prin care să obținem o mai bună conectivitate a creierului. Deci, printr-un protocol evident specific și adaptat fiecărui client. Deci, iată că, dintr-o dată, chiar dacă noi nu conștientizăm că senzațiile de tristețe sau senzațiile de dezechilibru psihologic din viața noastră nu putem să le sesizăm, ele se pot vedea în momentul în care iată, știința a ajuns atât de departe. Este un tratament și o metodă de diagnostic foarte nouă. Am aflat despre asta în februarie, când încă se putea călători în Statele Unite. Am fost acolo la o prezentare a celor de la NASA împreună cu Universitatea San Diego și am fost atât de fascinată împreună cu colegii psihoterapeuți americani de această manieră nouă care ne vine în ajutor ca psihoterapeuți extraordinar, pentru că, într-adevăr, acum avem și noi date concrete. Adică putem să avem măsurată eficiența intervenției psihoterapeutice. Da, am o curiozitate. Deci, pe lângă psihoterapie, ce povestește aici despre acest protocol de biofeedback, sunt și niște exerciții specifice în stilul jocurilor pe computer. Despre ce este vorba? Exact, este vorba despre o activitate imagistică. Am fost la colegii mei de la Institutul de Cercetare cu care colaborez și mi-au arătat cum se lucrează. Deci, pe de-o parte, ei fac brain map-ul, atunci nu te pun să vizualizezi nimic, pentru că ei măsoară funcțiile și capacitatea de execuție a anumitor zone din creierul tău. După care, programele din America, pentru că ei lucrează cu un brain master american, programele din America
citesc acele unde cerebrale și propun un tratament de neurofeedback. Acest tratament de neurofeedback se realizează foarte interesant. Se pune acea cască cu 19 electrozi sau cum se numesc ei și fiecare măsoară o anumită zonă și transmit o anumită intensitate și frecvență zonei respective. Și tu poți să-ți antrenezi, de exemplu, capacitatea de atenție și asta se vede pe ecranul laptopului pe care lucrezi, ceea ce mie mi se pare fascinant. Pentru că în momentul în care, de exemplu, în depresie îți pierzi capacitatea de concentrare, asta o știm cu toți, este un simptom sau face parte din tabloul simptomatic clasic al depresiei. Ei, prin acest tratament de neurofeedback, ce se întâmplă? În momentul în care ți-ai pierdut concentrarea, ecranul se face negru. În momentul în care tu realizezi că ți-ai pierdut concentrarea și te concentrezi activând zona creierului specifică, poți să vezi imaginea pe ecran. Ori mie asta mi se pare deja de domeniul științifico-fantasticului și am observat, de exemplu, am văzut o adolescentă lucrând pe anxietate și am văzut o doamnă mai în vârstă, atunci mi-am permis să intru să studiez ca să înțeleg cum ne poate ajuta în munca noastră de psihoterapeuți, o doamnă care era chiar depresivă și am fost foarte, foarte plăcut, surprinsă să constat că, de exemplu, psihoterapia plus neurofeedback-ul a recuperat-o, nu știu dacă îți vine să crezi, dar în mai puțin de 3 săptămâni. Ori asta mie mi se pare fantastic. Deci, practic, nu înseamnă că întrerupem, Doamne ferește, tratamentele noastre de psihoterapie, ci le potențăm într-o manieră științifică și extrem de pozitiv cu aceste noi ajutoare ale tehnologiei și ale terapiilor virtuale, care țin foarte mult de partea asta de scanare imagistică a creierului. Deci acum tehnologia ne permite să măsurăm din punct de vedere al modificărilor neurochimice, mai ales în cazul, gândesc, a depresiei, anxietății, de asemenea. În același timp există și niște exerciții specifice de neurofeedback plus psihoterapia. Mă întreb atunci unde mai este rolul medicamentelor în acest context și când sunt ele cele mai potrivite? Este necesară și partea de psihiatrie, evident, în momentul în care avem de a face cu o depresie cronicizată, tratamentul medicamentos, evident că influențează toate aceste, hai să zic eu, tehnici specifice de intervenție și mie îmi place să cred că în aceste echipe interdisciplinare, medicii psihiatri împreună cu psihoterapeuții și cercetătorii care au partea aceasta de neurologie și neurofeedback, putem să ajutăm în recuperarea și tratamentul depresiei într-o manieră mult mai eficientă. Eu nu cred în această separare a profesiilor. Îmi place să lucrez în echipe interdisciplinare și am o colaborare foarte bună cu medicii psihiatri, colegi cu care ne înțelegem foarte, foarte bine. Pentru că, până la urmă, cu toții urmărim beneficiul pacientului. Mă bucur să aud aceasta, pentru că de cele mai multe ori poate oamenii nu sunt atât de bine, să zic așa, setați mental să vadă așa o colaborare între partea care ține de medicină, de psihiatrie și psihoterapie, unde necesită totuși un efort al individului, nu doar să ia pastila și să spună da, o să întreacă stările, dar și să facă ceva el cu viața lui. Și dacă e să ne raportăm la cum ar putea să influențeze omul însuși, să-și influențeze propria viață când constată, da? Deci am
am descoperit că am o depresie și ca urmare a ceea ce ne povestești tu acum, Gina, intru și într-un program de psihoterapie și cu exerciții speciale de neurofeedback, ce mai trebuie să mai facă omul în viața lui, astfel încât să nu revină, da, pentru că spuneai și tu, dacă într-un mediu stresant există o probabilitate să le mai da. Ce am avea noi oameni de făcut ca să nu mai ajungem în același. În primul rând, cel mai important lucru pe care e nevoie să facem este să conștientizăm că am ieșit dintr-un echilibru. Echilibru, când mă refer la acest echilibru psiho, cognitiv, deci mental, emoțional, mă refer de fapt la starea de sănătate a întregii ființe umane. Acest echilibru se măsoară din perspectiva fizicii cuantice prin frecvențe. În felul acesta, de exemplu, putem măsura, de exemplu, un EKG se face măsurând frecvența organului, care este inima. Ei, în momentul în care noi conștientizăm că totul este frecvență, de fapt, putem să conștientizăm că în momentul în care gândim, noi mergem pe o anumită frecvență. Ce înseamnă asta? O frecvență care să ne ajute să producem substanțe chimice benefice stării noastre de sănătate și, alte ori, când nu suntem conștienți, producem gânduri care efectiv ne îmbolnăvesc. Adică ne îmbolnăvesc la modul propriu, pentru că totul este o biochimie. Un gând nu este separat de corp, el produce efecte chimice la nivelul corpului și mi-ar plăcea să definim emoțiile într-o manieră foarte, foarte nouă, care să țină cont de aceste descoperiri în neurologie, și anume, emoțiile sunt de fapt manifestarea minții în corp, cum frumos spune Eckhart Tolle, de exemplu. Asta ce înseamnă? Că dacă eu am un gând negativ, nu o să produc niciodată dopamină. Ori dacă eu am această informație, înseamnă că eu am putere, pentru că informația înseamnă putere. Așa cum lipsa informației înseamnă lipsa de putere. Ori iată, prin aceste emisiuni pe care noi le facem acum împreună, dăm puterea persoanelor să conștientizeze ce vor ele să facă cu starea lor de sănătate. Deci iată că dintr-o dată avem capacitatea să alegem. Investim în noi, producând gânduri pozitive, sau ne lăsăm așa duși de mediu și suntem la, eu știu, influența agenților stresori. În momentul în care conștientizăm că putem să ne schimbăm modul de a gândi, atunci, dintr-o dată, căpătăm control asupra minții noastre. Inteligența emoțională și studiile făcute de exemplu, Goleman, pe care l-am cunoscut atunci când a venit în România, ne-a pus la dispoziție în ultimii 20 de ani cum anume putem, de fapt, să ne alegem și emoțiile, ceea ce mie mi se pare fantastic, pentru că în momentul în care capeți acest alfabet al inteligenței emoționale, tu realizezi că tu ești la panoul de comandă al ființei tale și prin conștientizare îți dai seama, analizându-ți senzațiile, ce emoție produci. Oare eu produc acum starea de bucurie sau de entuziasm, pentru că bucuria și entuziasmul sunt opusul stării depresive. Asta trebuie să încercăm. Și te poți gândi, astăzi nici măcar nu sunt în stare să am chef să merg la serviciu, dar aminte să fac ce spun doamnele sau fetele astea aici, să produc emoții sau entuziasm, de unde atâta? Și atunci te poți întreba, stai așa puțin, sunt eu acum în deplinătatea conștiinței că pot să-mi aleg emoțiile? Deci, dintr-o dată, când știu că am capacitatea să-mi aleg emoțiile, atunci, pur și simplu, încerc să ies din această stare. Există un scriitor foarte, foarte interesant, îl cheamă Daniel Siegel. El este un american care, practic, a revoluționat prin scrierile lui teoriile atașamentului și a scris o carte pentru copii, pe care eu o recomand tuturor adulților,
și care ne arată de fapt dacă creierul nostru este cumva în starea de supraviețuire, pentru că de aici apare depresia, deci dacă suntem cumva în creierul reptilian, zic eu, în cerebel, în partea aceasta joasă, în care emoțiile ne conduc pe noi, sau suntem în neocortex. Acest neocortex ce face de fapt? Ne permite să fim la panoul de comandă al ființei noastre. Și numai știind că ne poziționăm undeva în creier, putem alege să fim în starea de supraviețuire, să producem cortisol sau să fim un manager al vieții noastre, un CEO, să fim un capitan al vasului vieții noastre și să producem o stare de relaxare, să ne manageriem. Deci, iată, aceste două lucruri sunt extrem de importante. Ce am mai putea să facem? În primul rând, ar fi bine să ne oxigenăm creierul și să respirăm corect. Am fost invitată la o emisiune de la o televiziune, la un jurnal și am avut doar câteva minute. Este foarte drăguț ce vreau să povestesc acum și mi-ar plăcea să se întâmple cât mai mult acest lucru. Și foarte repede m-au întrebat domnii de acolo ce putem face să trecem peste stările de anxietate. Și foarte repede, pentru că nu aveam decât câteva minute, le-am spus cel mai important lucru este să învățăm să respirăm când suntem furioși și agitați. Cam asta a fost în mare ceea ce spuneam. Seara, mă rog, s-a difuzat emisiunea sau când s-a fi difuzat, după care a doua zi de dimineață primesc un mesaj de la una dintre prietenele mele cele mai bune din Craiova, care are un băiețel de vreo 4 ani și care cu o noapte în urmă o trezise pe mămica ei la 2 noaptea să-i pună de mâncare. Și mămica ei, foarte furioasă, după ce l-a văzut că s-a instalat el așa comod la masa de bucătărie, îl întreabă: ei, acum ce vrei să mănânci? La care stă foarte calm: chiar nu știu. La care mămica îi spune: tu realizezi că eu sunt foarte furioasă acum? La care el s-a uitat la ea și a zis: mami, te rog frumos să respiri dacă ești furioasă. Deci, iată că dintr-o dată media produce și efecte pozitive și mai ales la copii, a căror minte este ca un burete. Și în momentul acela, evident că auzind rolul mami, deci ea intrase într-o altă subpersonalitate când era furioasă, însă ei au suficient de multă inteligență emoțională, și mămica și băiețelul, astfel încât să-și comunice emoțiile. Asta aș vrea să învețe cei care ne privesc. Este foarte important să conștientizăm senzațiile, să învățăm să comunicăm emoțiile și în felul acesta ne dăm seama unde suntem. Ei, când băiețelul a zis: mami, te rog să respiri dacă ești furioasă, i-a oferit și tehnica. După care femeia, normal, s-a dus la mama ei și a întrebat-o: tu ai auzit ce mi-a spus băiețelul ăsta? Cum știe el asta? Și el: a fost prietena ta la televizor și de acolo a auzit. Deci mie mi s-a părut fantastic, pentru că iată, este un exemplu în care putem transmite prin aceste canale de comunicare și obiceiuri extraordinare, mai ales copiilor. Pentru că până la 5 ani, până la vârsta de 5 ani, cum bine știi și tu, creierul lor este ca un burete care absorbe informațiile. Și mie mi s-a părut un exemplu fantastic de self-care, de a avea grijă de tine. Deci, da, ar fi o motivație foarte frumoasă dacă le-am oferit copiilor noștri posibilitatea să lucreze cu ei atunci. Adică să știe ce au de făcut când experimentează diferite emoții puternice. Povesteai mai devreme despre a înlocui cumva gândurile negative cu ceva care poate să fie constructiv, care acele gânduri care ne ajută să creștem nivelul de dopamină. Însă aș vrea să te întreb ce ar avea de făcut, de exemplu, o femeie care are 2-3 copii acasă, este divorțată, poate că a rămas și fără job, n-are familia alături. Într-un astfel de context, ce poate să facă sau ce ar fi bine să conștientizeze? A, Simona, ce bine că mergem pe cazuri concrete. Mulțumesc mult pentru întrebare. Cel mai important lucru este să activăm ceea ce deja avem.
Noi numim asta în psihoterapie, după cum bine știi și tu, resurse. Deci, practic, să încercăm să ne activăm resursele. Și acum hai să vedem ce înseamnă aceste resurse. Din punct de vedere neurologic, creierul nostru este o înregistrare a unor amintiri. În momentul în care noi aducem în prim planul conștiinței o amintire negativă sau o stare negativă, creierul nostru o rulează în permanență. Însă, ca să ne liniștim, e important să ne aducem aminte de un lucru plăcut. Asta este primul lucru, activarea resurselor din amintiri. Apoi, al doilea lucru pe care l-are de făcut acea doamnă care este divorțată și care are 2-3 copii și poate trăiește în contextul actual, este să încerce să reducă nivelul de îngrijorare. Cum putem face asta? Tocmai activând respirația, adică să ne luăm 2-3 minute de pauză și să spunem la modul propriu stop. Această situație are totuși o rezolvare. Și apoi să ne aducem în aici și acum. Depresia, spre deosebire de anxietate, se referă la trecut. Este cea care ne consumă de energie. Pe când anxietatea ne duce în viitor. De asta trăim o anxietate de necunoscut. Ne punem întrebări, cum o să fie? Ce voi face? Voi putea să-mi întrețin copiii? Joburile vor mai fi sigure ca până acum? Dar asta este o construcție mentală și creierul nostru nu știe să facă aceste diferențe. Însă în momentul în care te duci în postura de observator și conștientizezi, te poți axa pe prezent și astfel relația ta cu mediul din prezent poate deveni o a treia resursă. Adică, hai să ne uităm să vedem ce avem acum. Păi avem 2 copii extraordinari. Asta înseamnă că pot să simt recunoștință. Asta este o emoție pozitivă, elevată, cum se spune la noi în profesie. Atunci, hai să văd pentru ce mai simt recunoștință. Pentru faptul că copiii mei sunt împreună cu mine. Apoi, pentru ce aș mai putea să simt recunoștință? Că astăzi, în aici și acum, suntem împreună. Deci lucruri care... În momentul în care ești depresiv și ești atât de îngrijorat, nu mai ții cont, nu le mai ai în considerație. Deci ar fi bine să ne facem un inventar al acestor resurse care sunt foarte evidente, dar pe care nu le mai aducem în prim planul conștiinței. Putem să fim recunoscători, de exemplu, că trăim în anii aceștia și că avem electricitate, că avem căldură, că avem o apă. Apă, să bem apă, este foarte important, că picioarele noastre ne pot duce din living până în bucătărie. Deci lucruri care par foarte, foarte mici, ca și când ar fi normale, dar de fapt ele sunt lucruri absolut extraordinare, pentru că în momentul în care nu le mai ai, atunci îți dai seama cât de importante sunt totuși. Revenind la, adică tot la ideea aceasta de mamă, cum este cu depresia postpartum? Ce se întâmplă acolo? Bănuiesc că sunt tot așa niște dereglări la nivel neuronal, biochimic. Mai este ceva în plus? Sigur că da. Atunci când avem o depresie postpartum, este vorba despre, în primul rând, biochimia care se modifică în timpul sarcinii, dar în al doilea rând este vorba despre îngrijorările pe care tânăra mamă și le face, imaginându-și că asta este o formă de iubire pentru copil. Pentru că, din nefericire, iată, avem, din punctul acesta de vedere, o moștenire culturală, ca să zic așa, destul de neproductivă și numai dacă ne gândim la soacra cu 3 nurori, știi tu, cu drobul de sare care cade și distruge copilul, este un exemplu foarte bun pe care eu îl dau pacienților mei când vorbim despre partea aceasta de depresie postpartum. Deci toate aceste îngrijorări pe care tânăra mămică le are sunt foarte firești. Ele provin din iubire, doar că sunt amplificate de o stare pe care noi nu o conștientizăm că este de îngrijorare. Deci da, avem, ca să zic așa, o rădăcină biochimică
specifică acestei perioade, dar această rădăcină biochimică care ar putea să producă o depresie postpartum este întreținută de perspectiva nu foarte corectă pe care unele mămici, din iubire, repet, o au asupra noului rol de mămică pe care îl au. Așadar, ce am putea să facem ar fi să conștientizăm că gândurile acestea negative pe care le avem, oare, cum va fi copilul, dacă este sănătos, știți cum este, dacă are un picuț de temperatură, dacă apare o mică iritare de pe piele, toate lucrurile acestea, de fapt, contribuie la menținerea stării de depresie postpartum dacă ea a apărut sau chiar pot să o declanșeze imediat. Deci în momentul în care noi conștientizăm că gândirea noastră este un factor care ar putea să reducă depresia, deja avem un instrument de control. O altă sursă, dincolo de această îngrijorare, este presiunea pe care mămicile o pun pe ceea ce își imaginează ele că ar trebui să facă pentru copii. Adică ele pun o foarte mare presiune pe ceea ce o mămică tânără poate să-i ofere copilului. Adică, ele ce spun? Ar trebui să facă asta, asta și asta. Nu este chiar așa real despre ce spun ele, pentru că ar fi bine să își extindă perspectiva și să apeleze la relațiile din mediul în care trăiesc. Și în felul acesta am putea să scăpăm de această presiune psihică uriașă, pentru că nu este ușor să ai un copil și să înveți să fii mămică. Eu cred că la fiecare vârstă înveți să fii mămică de bebeluș, apoi mămică de copil de 5 ani și apoi mămică de copil de 15 ani, deci nu e același lucru din câte am observat. Și atunci este bine să învățăm că acest sentiment că ești o mamă suficient de bună, deci acel good enough parent, starea aceasta este un proces de învățare. Și nici pe departe nu te-ai trezit știind lucrurile acestea. Și cel mai important lucru pe care aș vrea să-l spun acestor mămici este faptul că au voie să facă greșeli. Cred că este cel mai important lucru pe care ele trebuie să-l știe. Pentru că, de fapt, nici măcar nu există greșeli. Dacă facem de fiecare dată o greșeală nouă, de fapt este că dintr-o experiență am învățat cum anume să nu facem, cum anume să nu fim. Apoi să repet de două ori aceeași greșeală, se spune că se cheamă prostie. Deci, odată ce am făcut o greșeală, e bine să o recadrăm și să o trecem la capitolul experiențe. Deci nimeni nu se naște învățat. Și această nouă subpersonalitate de mămică se construiește. Și aflând lucrurile astea, ar fi bine să devenim mult mai blânde cu noi înșine, la fel cum suntem cu bebelușii noștri. Și atunci putem să aducem dopamină, să producem endorfine și să trăim mult mai mult în starea de curiozitate decât în starea de plăcere. Mie îmi place foarte mult sistemul american de psihoterapie pentru că ei pun foarte mare accent pe prevenție și mi-aș dori ca și la noi în țară să se întâmple mult mai mult în această parte decât să ajungem la tratamentul depresiilor postpartum. Îmi place foarte, foarte tare ideea aceasta de blândețe a mea ca mamă, sunt nouă în acest rol. Sunt bombardată de atâtea informații legate de parenting, ce ar trebui să fac, iar eu în primele luni cel puțin mă simt destul de neputincioasă pentru că tocmai am un nou rol, noi responsabilități, nu știu să le fac și am nevoie să-mi ofer gaz să-mi intru bine în pâine. Pentru că, bineînțeles, dacă ajungem să ne stresăm că nu suntem suficient de bune, cum menționezi și tu, atunci e posibil să eșuăm. În schimb, dacă ne ascultăm instinctele, facem o prioritate din a ne relaxa, atunci cu siguranță vom merge mult mai bine în flow-ul acesta de a fi mamă. Și am impresia că este un model foarte interesant pe care l-am auzit de la o prietenă din Turcia, anume
în lumea arabă există așa o strategie frumoasă la nivel de familie în care odată ce femeia a născut se adună mai multe femei în jurul acestei mame și o ajută din foarte multe puncte de vedere, pentru că în felul acesta se concentrează doar pe alăpta și nu pe celelalte responsabilități din casă. Deci ar fi fain dacă mamele ar găsi cât mai multe modalități ca în primele luni să se bucure de prezența copilului și să aibă pe cineva alături să le ajute ca să se bucure de aceste prime momente în acest rol. Aș vrea să te întreb, Gina, acum spre final, dacă este o carte anume pe care o recomanzi pentru a aprofunda acest subiect al depresiei și aduce o viață cu mai multă poftă de viață, cum spuneai tu mai devreme. Dăm voie înainte să-ți spun, înainte de a recomanda cartea, că efectiv mi-a atins sufletul aducând acest ritual aici și felul în care, iată, energia feminină se susține transgenerațional și în felul acesta de rețea socială. Și mă bucur că nu știam acest lucru, mă bucur că l-am aflat și îți mulțumesc mult și vreau să spun că tu chiar mi-ai atins sufletul vorbind în felul acesta și e foarte, foarte important să ne bazăm pe această rețea familiară și socială pe care o putem crea în jurul nostru. Și aș extinde, nu doar când suntem proaspete mămici, ci întotdeauna când avem probleme, pentru că relațiile reprezintă cea mai frumoasă formă de evoluție. Cred că poți să evoluezi în relație și mie mi se pare extraordinar de frumos această manieră de a fi împreună. Mai ales când se vorbește atât de mult despre distanțare socială, cred că apropierea la nivel familiar constituie o mare resursă. Ori atunci când ai un grup de prietene și un grup de femei din familie care sunt aproape, poți să treci mai ușor prin orice. Siguranță și vedem asta și pe grupurile de pe rețelele de socializare, unde sunt conectați între ei părinții cu părinții, părinții monoparentali și discută toate problemele prin care trec. Devine așa un fel de jurnal personal, un fel de psihoterapeut de serviciu și, de adevăr, comunitatea este esențială și mai ales într-o perioadă ca aceasta. Super! Atunci putem să le recomandăm dacă au un prieten depresiv sau chiar ei au câteva dintre simptomele pe care le-am adus împreună aici. Există o carte care ține mai mult de beletristică, dar un fel de beletristică științifică foarte interesantă, scrisă de cineva care a fost propus de un scriitor care a fost propus la premiul Pulitzer, se cheamă Andrew Solomon, iar cartea se numește Demonul amiezii. Asta este o carte interesantă pe care o poți citi, dar nu în perioada sărbătorilor de iarnă, în niciun caz, ci atunci când, eu știu, descoperi câteva din aceste simptome și vrei să fii mai sigur de ele. Și aș mai avea o recomandare, o carte mult mai pragmatică, scrisă cu liniuțe, cum ar veni, se cheamă Depresia în 60 de întrebări și este scrisă de doctorul Jean-Luc Ducher. Și asta este pentru oamenii care nu au timp de beletristică, fie ea științifică, și cred că ar ajuta foarte mult pentru că în acest mod poți să descoperi simptomele. Iar în privința lecturilor și a materialelor, aș avea următoarea recomandare. Ar fi interesant să nu luăm de pe internet sau din mijloacele acestea virtuale de informare orice se scrie despre depresie, anxietate, tulburări obsesiv-compulsive, lucruri cu care nu este de joacă, ci să ne uităm la acele emisiuni sau la acele materiale scrise într-adevăr de specialiști, dar să verificăm întâi dacă scriitorul sau cei care construiesc materialele video respective sunt într-adevăr specialiști și sunt persoane cunoscute sau au o anumită notorietate în domeniul științific. Pentru că să știi că mă confrunt deseori în psihoterapie cu persoane care spun, știi, am auzit pe X că suferă de cutare lucru și m-am uitat pe internet și mă gândesc să merg la psihiatru să iau și o rețetă.
Nu se face așa ceva. Este foarte important să ne alegem sursa de informare foarte bine. Mă bucur că ai menționat aceste lucruri. Mulțumesc frumos pentru prezența în această emisiune. Te aștept și cu alte subiecte interesante și știu că am discutat la început, înainte să intrăm în o filmare, despre sexualitate și cu siguranță vom reveni cu acest subiect. Vă mulțumesc și vouă tuturor celor care ne-ați urmărit astăzi. Vă invit să citiți revista Psihologie, unde o să găsiți subiecte cel puțin la fel de interesante. Pe curând! Mulțumesc și eu!